Bună seara, bine ați venit la tema zilei, doamnelor și domnilor. Mâine ne vom uita de aici, de la București, către Est. Întreaga acțiune politică de la vârful statului se va desfășura acolo. Guvernul merge la Chișinău pentru o ședință comună cu executivul Republicii Moldova. Despre agenda acesteia, despre proiectele comune și despre sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova, ne-a dat detalii premierul Nicolae Ciucă în interviul realizat de Mihai Rădulescu, pe care vă invit să-l urmăriți. După revenim cu o discuție despre sosirea militarilor americani în România. Bună ziua, domnule prim-ministru! Vă mulțumesc pentru amabilitatea de a acorda acest interviu televiziunii române. Un interviu care, fără îndoială, va fi urmărit cu mare atenție de către românii de pe ambele maluri ale Prutului, nu doar pentru că prefațează ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova, programată mâine la Chișinău, dar pentru că, în primul rând, în general, ne aflăm într-un moment de maximă efervescență în relațiile bilaterale. Efervescența, am spus eu. Cum ați caracterizat dumneavoastră nivelul actual al relațiilor? Bună ziua! Este adevărat, au avut loc o serie întreagă de activități bilaterale. Anul trecut, pe 23 noiembrie, a fost vizita doamnei președinte Maia Sandu la București. A avut întâlnire bilaterală cu președintele Klaus Iohannis. Tot în aceeași zi a avut loc întâlnirea între miniștrii de externe și semnarea unei foi de parcurs. Au fost abordate la nivelul celor doi președinți relațiile și subiectele de relevanță privind cooperarea României cu Republica Moldova și sprijinul pe care îl acordăm pentru parcursul european al Republicii Moldova. Este o activitate bilaterală pe care aș încadra-o în sintagma de normalitate. Sigur, putem să spunem că a cunoscut o oarecare efervescență, ținând cont că activitățile s-au succedat într-o perioadă de timp scurtă și, în afară de faptul că s-au succedat, ele s-au și concretizat vis-a-vis de ceea ce putem să facem pentru a sprijini Republica Moldova să poată să treacă mai ușor prin această situație de criză creată pe de o parte de pandemia de COVID-19 și pe de altă parte de creșterea artificială a prețurilor la energie și gaze. Spuneam că imediat după aceea a urmat vizita doamnei prim-ministru Gavriliță la București în decembrie și iată acum ne pregătim pentru ședința de guvern comună care va avea loc pe 11 februarie. Deja devine o practică, e vorba de a cincea, dacă nu mă înșel, ședință da, comună este, a guvernelor. Este o ședință care am convenit că trebuie să aibă loc, ținând cont de faptul că s-au acumulat mai multe subiecte concretizate în linii de sprijin la nivel ministere de linie și în felul acesta, prin ședința comună care va avea loc la Chișinău, vom avea o serie întreagă de acorduri care vor fi semnate de către miniștrii de linie și în felul acesta, așa cum spuneam, vom concretiza toate aceste demersuri. Pentru că vorbeați mai devreme despre această foaie de parcurs, de fapt un program comun de acțiuni, nu? De colaborare, semnat între cele două părți. Foaia de parcurs a fost semnată între ministrul de externe din Republica Moldova și ministrul de externe din exact. România. Exact. Și presupune, dacă nu mă înșel, în total 18 acțiuni prioritare de cooperare. V-aș întreba însă, care dintre aceste direcții, domenii, sunt de cel mai mare interes acolo unde se dorește accelerarea colaborării dintre România și Republica Moldova? Am să detaliez o parte dintre ele și am să încep cu cele care
fac obiectul dezvoltărilor pe interconectarea infrastructurii rutiere. De altfel, prima discuție pe care am avut-o cu doamna Gavriliță când a ajuns la București a fost: mi-aș dori să avem o linie de cale ferată rapidă între Chișinău și București. Sigur, aceasta a fost momentul în care am început conversația, după care am concretizat în elemente pe care, într-adevăr, putem să le facem împreună. Și aici discutăm de podul de frontieră peste Prut, care leagă localitatea Ungheni din România cu localitatea Ungheni din Republica Moldova și, desigur, consolidarea podului de la Galați la Giurgiulești, de asemenea peste Prut. Aici chiar avem o veste bună, pentru că această consolidare făcea parte dintr-un proiect care ar fi trebuit să se termine anul acesta. Partea de consolidare din partea română ea a fost finalizată, deci iată că suntem în măsură ca anumite proiecte să putem să le și România devansăm. România și-a făcut treaba acolo, vorbesc de podul exact, la Giurgiulești, exact. Da? Și mai rămâne să finalizeze și partea, da, Moldovană? Cealaltă jumătate, da. Da? Și e prevăzut un termen de dare în folosință? Anul acesta. Anul acesta. Da. Deci se va circula pe podul consolidat, practic. Exact. Este vorba de o consolidare, de o refacere. Bun. Iar la Ungheni, podul de acolo? Acolo este vorba de o construcție nouă. Și aici care sunt termenele? În momentul în care vom ajunge să dezvoltăm și să intrăm în detalii la ședința de guvern, vom fixa și un termen pe care îl vom agrea împreună. Deci acolo se stabilesc toate aceste detalii, inclusiv cine ce plătește, cine ce susține din aceste proiecte rutiere? Acestea sunt detalii care vor fi stabilite de către ministerele de specialitate. Ce ați convenit până la urmă? N-aș vrea să trecem peste partea legată de trenul care ar urma să facă mai puțin între Chișinău și București. Dorința doamnei premier Gavrilița, ce șanse sunt să se întâmple asta? Mai ales că vorbim acum într-un context în care ați văzut Eurovision, melodia aceasta care a făcut valuri cu trenulețul, a fost folosită și ca promovare pentru compania de căi ferate din Moldova. Vedeți, dumneavoastră, suntem... Vorbeam de o foaie de parcurs cu elemente concrete și, sigur, nu este lipsit de importanță să gândim la ceea ce putem să facem pe termen mediu și lung. Pe termen scurt, cred că trebuie să concretizăm și să materializăm aceste obiective pe care le-am agreat împreună. Și după ce le finalizăm pe acestea, să putem să ne... Treceți mai departe. Exact, să gândim mai departe. Ați întrebat care sunt celelalte priorități. Am vorbit despre infrastructură. Tot aici se încadrează și infrastructura rutieră. Avem autostrada Moldova. Sperăm ca ea să poată să aibă un ritm de finalizare și să ajungem cu autostrada Moldova și la Chișinău, ceea ce ar fi cât se poate de benefic pentru cetățenii din ambele țări. Dincolo de partea de infrastructură rutieră, cred că este foarte important să discutăm despre asigurarea de alternative pentru aprovizionarea cu gaze și energie electrică. Deci interconectarea aceasta energetică. Interconectarea între România și Republica Moldova. Interconectare care pe rețeaua de gaze deja s-a realizat. Există, avem conducta aceasta, nu? Chișinău, Iași-Ungheni-Chișinău. În octombrie anul trecut am reușit să introducem, dacă nu mă înșel, 5 milioane de metri cub de gaze prin care am echilibrat rețeaua și totodată, la discuțiile pe care le-am avut cu doamna prim-ministru Gavriliță, am stabilit identificarea unei soluții pentru realizarea unui depozit de gaze pentru Republica Moldova în România și vă pot spune că acest lucru poate să se întâmple pentru că avem deja discuții în ceea ce privește sporirea capabilităților de aprovizionare cu gaz
pe coridorul vertical Grecia-Bulgaria-România. Am discutat cu premierul bulgar și interconectorul dintre Bulgaria și Grecia urmează să fie finalizat anul acesta, deci vom avea o capacitate sporită de transport gaze. De asemenea, discutăm de sistemul BRUA, Bulgaria, România, Ungaria, Austria, care de asemenea este operațional și poate fi folosit în acest sens, ca atare această nevoie de a găsi soluții alternative, atât pentru gaze, cât și pentru energie, pentru că și aici trebuie să vorbim despre interconectarea electrică rețelelor electrice. Isaccea, Vulcănești, Chișinău este o linie de 400 de kilovolți care deja a fost câștigată licitația și încep lucrările. La Chișinău s-a semnat acest contract, am vorbit cu doamna prim-ministru și ne exprimăm speranța că lucrările vor fi finalizate de către compania câștigătoare în timp și în felul acesta va spori capacitatea de transport energie electrică și să garantăm în felul acesta siguranța energetică pentru cetățenii din Republica Moldova. Există de asemenea și nevoia noastră de a continua să ne focalizăm atenția pe ceea ce înseamnă exploatarea gazelor în offshore, ceea ce va crește capacitatea de exploatare a companiilor naționale de exploatare a gazelor și odată ce vom avea o cantitate sporită de gaze, putem să furnizăm și Republicii Moldova. Nu am putut să asigurăm cantitatea necesară Republicii Moldova pentru că nici noi nu ne asigurăm din producție proprie cantitatea necesară pentru consumul de gaze și noi importăm aproximativ 20% din necesar. Ca atare, de aceea vorbeam de luna octombrie și de injecția de gaze în conducta Iași-Ungheni-Chișinău pentru echilibrarea rețelei. Și inclusiv de acest depozit de gaze la dispoziția pentru Republica Moldova. Care urmează să fie construit, va fi o discuție pe care miniștrii de resort o vor avea și vor stabili pașii care urmează pentru începerea acestui demers. Sprijinul vine atât din partea României cât și din partea Uniunii Europene. Republica Moldova are o opțiune foarte serioasă în acest sens și cred că parcursul acesta prin care să căutăm și să identificăm surse noi de energie, să facem tranziția către energia verde, reprezintă de asemenea oportunități pe care împreună cu Ministerul Energiei din Republica Moldova, cu specialiștii din ambele țări și cu sprijinul Uniunii Europene să putem să le identificăm și să le punem în practică. România continuă să pună la dispoziție Republicii Moldova bani nerambursabili. E vorba de o asistență financiară, dacă am înțeles bine, de 100 de milioane de euro. Către ce direcții vor fi orientați banii aceștia? Ați înțeles foarte bine, sunt 100 de milioane de euro care vor fi asigurați de la bugetul de stat al României. Banii vor fi folosiți pe toate proiectele care vizează nevoile guvernului de la Chișinău pentru a putea să faciliteze și să îmbunătățească viața cetățenilor din Republica Moldova. Ei vor viza, cum spuneam, domeniul energetic, domeniul de transporturi, de ce nu partea de digitalizare, domeniul educației. Avem de asemenea discuții între Ministerul de Interne din România și Republica Moldova pe tot ceea ce înseamnă rezolvarea aspectelor de securitate transfrontalieră. Deci sunt foarte multe domenii. Rostul este să-i cheltuim cu chipzuință și cât se poate de
eficient. Vă veți asigura, există o pârghie de control a Guvernului României de a monitoriza cumva orientarea, direcționarea acestor bani, cheltuirea lor? Banii vor fi... Sau anumite condiționalități? Aici văd mecanismul de cheltuire a acestor bani prin programele comune de asistență și consiliere în vederea identificării nevoilor și cheltuirii banilor așa cum se consideră necesar. Cum spuneam mai devreme, special. Pe expertiză specială este foarte bine spus, astfel încât să putem să avem contribuția noastră la îmbunătățirea vieții cetățenilor din Republica Moldova, la întărirea capacității de reziliență a Republicii Moldova, pentru că iată ne găsim într-un mediu de securitate care este cât se poate de provocator și în felul acesta banii vor fi direcționați către nevoile prioritare ale Guvernului din Republica Moldova. Tocmai de aceea, pentru că e bine cunoscută problema de securitate existentă în toată această zonă, convulsionată, nu, bulversată, iată, de criza de la granițele Ucrainei, există planuri de constituire, de semnarea unui acord de securitate între cele două țări, un acord care să nu însemne neapărat ajutor sau susținere militară, că o țară e NATO, cealaltă nu e, dar pe zona de pregătire comună militară, de cercetare. Aici trebuie să respectăm decizia Republicii Moldova, care se înscrie foarte clar în neutralitatea constituțională și partea aceasta de sprijin pe domeniul securitar, pe domeniul apărării, s-a derulat și până acum și se va derula și în continuare. Vor fi semnate acorduri și între Ministrul Apărării din România și Republica Moldova. Ele vor viza programe de asistență, de consiliere, activități de instruire în comun, sprijin în ceea ce privește partea aceasta de dezvoltare a capacităților de securitate cibernetică, de a putea să facă față amenințărilor hibride. Deci, iată că sunt domenii de colaborare, sunt domenii în care putem să sprijinim opțiunea prin care Republica Moldova poate să-și întărească capacitatea proprie de apărare, beneficiind și de sprijinul pe care îl acordă Uniunea Europeană partenerilor, iar Republica Moldova este un partener al Uniunii Europene. Da, deci vor fi acorduri concrete, inițiative punctuale de colaborare în domeniul Sigur. Securității, dar nu vor îmbrăca forma aceasta a unei umbrele, a unui acord de securitate. Nu. Sunt elemente de colaborare și cooperare. Sunt chestiuni care și sunt activități bilaterale comune care s-au desfășurat, care continuă să se desfășoare și acestea capătă, sigur, elemente de consistență nouă, diversificată și aici trebuie să găsim soluțiile pentru a putea să sprijinim mai mult. Între aceste elemente rămâne și ideea constituirii acelui batalion mixt de care s-a mai vorbit în trecut și acum mă gândesc că dacă nu se va face nici cu, dumneavoastră sunteți militar de carieră, dacă nu se face nici acum, înseamnă că nu prea sunt șanse să mai facă, nu, batalionul acesta mic. Acesta nu este un motiv pentru a se constitui acest batalion. Mă gândeam argument suplimentar. Specialiștii trebuie să găsească formula și argumentele prin care să putem să dăm un rol, o destinație acestei construcții. Noi apreciem foarte mult implicarea armatei și militarilor moldoveni în misiunile de menținere a păcii. Iată, este un construct de unde putem să începem să consolidăm. Ca atare, specialiștii militari urmează să decidă în ce fel se va derula și acest proiect.
N-aș vrea să încheiem înainte de a ne opri și asupra unui alt subiect de foarte mare interes pentru populația de dincolo și dincoace de Prut, și anume comunicațiile. E vorba de problema aceasta veche și împovărătoare a tarifelor de roaming, convorbiri foarte scumpe. Înțeleg că există până la urmă soluții și în această problemă? Deci, nu aș vrea să aduc vești bune gratuit. Am discutat cu specialiștii din domeniu, entitatea românească ANCOM și cu cea a Republicii Moldova. Au discutat intens, de altfel am discutat și cu doamna prim-ministru când a fost la București acest subiect, iar cele două entități, cum spuneam, au găsit soluții astfel încât și cetățenii din Republica Moldova să beneficieze de facilitățile care sunt specifice Uniunii Europene. Trebuie să spunem că este o piață reglementată, liberă și transparentă la nivelul Uniunii Europene. Ca atare, ceea ce putem să facem în acest sens este ca la Chișinău să finalizeze acordul și el să fie asumat de către cele două entități de specialitate. Anunțul a fost făcut deja la Chișinău de realizarea acestui acord și care ar putea duce la scăderi semnificative ale tarifelor. Este vorba de scăderea tarifelor de roaming, chestiunea aceasta urmând să producă efecte imediat ce își clarifică elementele de detaliu tehnic. Aș mai adăuga ceva, o chestiune foarte importantă, cea a educației. Am avut discuții cu ministrul educației, cu domnul Câmpeanu, și avem peste 12.000 de studenți, 12.303 sunt în evidențe la nivelul Ministerului Învățământului ca învățând în România. Dintre aceștia, aproximativ 8.000 au bursă. De asemenea, sunt 2.002 elevi în diferite forme de învățământ, gimnazial, liceal, chiar și profesional. Ca atare vorbim de peste 14.000 de tineri, elevi și studenți care studiază în România și această oportunitate este foarte bine percepută de ambele părți. Un mesaj de final, pre ziua prezenței dumneavoastră la Chișinău pentru ședința comună de guvern, pentru un mesaj pentru, evident, pentru românii de peste Prut. Mesajul este unul foarte simplu și anume este un mesaj de îndemn la încredere că tot ceea ce facem, facem pentru că ne pasă și ne dorim să sprijinim foarte mult guvernul, iar prin guvern să sprijinim cetățenii Republicii Moldova, ținând cont că este o perioadă dificilă cu provocări și greutăți pentru, atât pentru cetățeni cât și pentru instituțiile statului, iar această efervescență despre care dumneavoastră discutați la început, efervescența întâlnirilor la nivel oficial, vine tocmai să demonstreze că de la cel mai înalt nivel până la cel al instituțiilor de linie se îndreaptă către activități concrete de sprijinire a cetățenilor Republicii Moldova, de care ne desparte, sigur, râul Prut, celelalte... Și ne unesc atâtea. Ne desparte un râu și ne unesc... Deși și râul poate să se poate spune că ne apropie, da? Dar ne unesc atât multe lucruri. Ne pasă și vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a-i sprijini pe parcursul lor european, pentru că, și aici aș dori să punctez o chestiune, din momentul în care România a fost acceptată ca stat membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, produsul intern brut a crescut de 3 ori,
iar produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut de 4 ori. Deci tot ceea ce putem să spunem este că dacă noi am reușit să avem un parcurs și să dobândim beneficii din statutul de membru al Uniunii Europene, atunci este rândul nostru să oferim sprijin și să ajutăm cât de mult putem, astfel încât și Republica Moldova să aibă un parcurs cât se poate de coerent și să poată să beneficieze la rândul lor de ceea ce poate însemna statutul de partener și în viitor membru cu drepturi deplin al Uniunii Europene. Bun, atunci să așteptăm rezultate concrete în primul rând de la această ședință comună de guvern de la Chișinău, rezultate care să aducă lucruri cât mai bune pentru viața locuitorilor din Republica Moldova, românilor de acolo. Noi, Televiziunea Română, vom continua să fim pe fază prin postul nostru TVR Moldova. Vă mulțumim foarte mult și apreciem rolul pe care îl aveți în toate aceste demersuri ale noastre pentru a oferi sprijinul atât de necesar cetățenilor Republicii Moldova. Vă mulțumim și noi!